Fenomenele din pădurea Hoia Baciu, majoritatea cu accente suprarealiste și fantastice, se constituie într-o formă modernă de folclor. Pădurea a devenit o legendă vie și este considerată un triunghi românesc al Bermudelor. Cei care doresc fiori reci pe șira spinării pot veni aici, nu se știe ce vor întâlni. Prestigiosul cotidian britanic The Guardian desfințează castelul Bran, despre care spune că este doar o fabrică de bani cu tema Dracula și îl numește mai degrabă un kitsch decât ceva care să-ți dea fior reci. Noua atracție este pădurea Hoia Baciu. Dacă se folosește afirmația englezilor, atunci și aceasta va ajunge un kitsch la fel de mare ca și Dracula și castelul Bran. Ceea ce se manifestă aici sunt deocamdată niște fenomene de natură energetică, care s-ar putea unele dintre ele să fie dependente de conștiința umană, altele să fie independente și să se manifeste pe baza unor legi discrete. Publicația engleză a fost atrasă de poveștile de groază de aici, cu stafii și apariții de OZN-uri care, din spusele lor, îi dau pădurii atmosferă de tip Blair Witch. Clujenii, în schimb, sunt de altă părere. Nu cred, dar sunt poveștile care se spun și poate de aia. Nu mi se pare normal. De ce? Păi nu prea văd să fie ceva real în toată discuția cu poiana Baciului sau cu... Nu cred că e adevărat. Probabil că ar fi interesant pentru o anumită categorie de, din populație, dar da, cred că partea cu tradițiile este mult mai importantă. Pădurea Hoia, cu o suprafață de 295 de hectare, este situată la vest de municipiul Cluj-Napoca, în apropiere de Muzeul Satului. Poveștile despre fenomenele paranormale au început în 1968, când un clujan a fotografiat în poiana rotundă un OZN. Pozele erau autentice și printre puținele de acest fel. Ele au reușit să atragă numeroși amatori de paranormal și au dus legenda vie a pădurii Baciu peste granițe.